Alexandra Gavrilă din Starea de Bine și călătoriile sunt o mare parte și frumoasă din viața mea. Hai să-ți recomand 7 destinații în care să mergi măcar o dată în viață. Ai spune că nemții sunt reci, că țara e așa un pic neprietenoasă, dar dacă mergi în Lübeck o să vezi contrariul, pentru că Lübeckul este un oraș fascinant, foarte colorat, unde poți să mergi să te plimbi pe canale, într-o bărcuță, poți să te bucuri de culorile lui. A fost unul dintre cele mai importante orașe până la 1500 și chiar face parte centrul istoric al Lübeckului din patrimoniul cultural al UNESCO. Unde mai pui că Lüb vine de la dragoste, așa că mergi în Lübeck. Evident, Italia nu poate lipsi de pe listă. Vrei să vezi un oraș sculptat integral în stâncă? Vrei să vezi unde oamenii trăiau în grote în urmă cu 70 de ani? Da, se întâmpla treaba asta. Este vorba despre Matera, locul în care s-au filmat secvențe spectaculoase în James Bond No Time to Die. Da, Daniel Craig a fost acolo. Poți să mergi pe urmele lui și nu uita, urcă sus de tot în oraș. De acolo o să vezi spectaculos orașul la sfințit. Vrei să vezi singura corabie de război rămasă intactă în acest moment, scufundată la 1600 și scoasă la suprafață 300 de ani mai târziu? Vrei să vezi cum a fost viața celor de la ABBA sau cum a fost viața DJ-ului suedez Avicii? E, optează pentru muzeele din Stockholm, Suedia. O să ai parte de o experiență foarte frumoasă acolo și o să pleci cu multe lucruri pe care nu le știai acasă. Poți să mergi pe pașii celor de la Beatles în Londra, dar nu pentru asta o să te trimit acolo, ci pentru musicalurile de excepție care se joacă în capitala Marii Britanii. Fantoma de la operă, Mamma Mia, ai o mulțime de musicaluri din care să alegi Lion King, de ce nu? O să fie o experiență de neuitat, îți garantez. Vrei să mergi într-un loc parcă desprins din paradis? Să știi că Thailanda este răspunsul. Este locul unde apusurile de plajă nu se uită niciodată. Locul unde mâncarea este extraordinar de bună. Locul în care oamenii sunt prietenoși și totul merge într-un ritm lejer. Apucă-te să strângi bani de bilet, că asta o să coste mai mult, însă acolo lucrurile or să fie destul de ieftine, mai ales dacă mergi în extra sezon. Recomandarea mea pentru început în Thailanda este Rai Lei. Îți place mâncarea bună, vrei să iei niște porții delicioase și imense de shakshuka, de falafel, de pită proaspătă, să știi că Tel Aviv este răspunsul. Sunt localuri care arată ca niște cârciumi din anii 1995 în România, cu scaune de plastic, dar nu contează, mâncarea este extraordinar de bună. Și în contrast, să știi că poți să mergi și la restaurante fancy sau cluburi, de unde poți să vezi marea. Da, este New Yorkul Orientului, Tel Avivul. Mai vrei niște plaje? Rămâi în Europa, în Portugalia mai exact, în Algarve, cea mai sudică regiune a țării. Acolo te așteaptă Oceanul Atlantic, dacă ești pregătit pentru o baie rece în ocean, dar te așteaptă și niște stânci spectaculoase în calcar, sculptate parcă de valurile mării.